propunem ordine. Următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare în marea procedurii de licitație publică organizată în vederea atingerii contractului de delegare a acestui serviciu de colectare și transport deșeului municipale în municipiul Bacău și 20 de comune limitrofe. Inițiator domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a documentației PUS, construire, locuință și împrejmuire în comuna Mătrâne, județul Bacău, beneficiar Iorge Laurențiu Benone și Iorge Loredana. Inițiator domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului gratuitate prin de uz și servitude pentru suprafață de 127 m² pătrați teren infravilan în favoarea SGI Grup SRL, în vederea alimentării cu energie electrică a Indiana, a putăriei de grup, s-a înmărțunit cu mâna mărțunit pentru Bacău. Inițiator de primar. Punctul 4. Diverse. Pentru că mandatul de președinte de ședință a domnului Iacob a inspirat, vreau să faceți propunere. Al de propune? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Păturau? E pus de jur. Da, da, da. Mulțumim frumos. În urma alegerii putem începe ședința, da? Are cuvântul domnul secretar. Dacă sunteți de acord, este sora mea în casa de copii Sfânta Maria de la Barați. Pe data de 10 octombrie, doamna director a școlii Alexandru Firu mi-a făcut o solicitare în sensul angajării sau, mă rog, susținerii financiare din partea primăriei a unui învățător la școala Barați, deoarece clasele, cred că avem și doamna director. Ce vă explică dumneavoastră din vorba? Mulțumesc! Votarea tuturor domnilor consilieri exact care este situația la Barat. La școala din Barat este structura școlii Măginei. Pe anul acesta școală funcționăm cu o clasă de elevi simultan, în sens regim simultan, la clasa 1 și a 2. Când s-au făcut rețeaua școlară și planul de școlarizare, la momentul ăla erau mai puțini copii. Inspectoratul școlar a aprobat și a hotărât crearea simultanului pentru că erau foarte puțini copii. Doar că la începutul școlar ne-am trezit cu 29. Ca să lucrez simultan cu 29 de copii de clasă 1 și a 2 este foarte dificil. Și am solicitat la ISJ să despartem clasele. Inspectorul școlar ne-a trimis o adresă în care ne-a spus să îndeplinim trei condiții. Să ne încadrăm în buget, ceea ce nu putem. Și nu putem dintr-o logică foarte simplă. Școala primește bani pentru salarii pe o metodologie care se numește cost standard, care se stabilește undeva în decembrie. Prevede niște bani pentru salarii și spune să vă încadrați în banii respectivi pe anul 2018. Ne-a dat o sumă pentru salarii, doar că și ne-a obligat să ne încadrăm suma respectivă, doar că în ianuarie salariul a crescut, în martie salariul a crescut, dar ei ne-au obligat să ne încadrăm în acel buget. N-aveam cum să ne încadrăm. Și răspuns că încadrarea în buget nu putea să fie adevărat. Și atunci ne-a mai dat o soluție să solicităm la Consiliul Local plata acelui cadru didactic, plata salariului cadru didactic. A spus dacă avem o hotărâre de Consiliul Local pe toată perioada când este angajat. Adică din noiembrie, presupunem, de la 1 noiembrie până în 31 august 2018. Eu înțeles că legal, o hotărâre de Consiliul Local nu poate fi dată de buget anul viitor. E logic și legal. Dar pentru aceste două luni de zile, măcar să o putem plăti. Consiliul de Administrație de Inspectoratul Școlar solicită pe toată perioada. Măcar să le dăm pentru aceste două luni de zile hotărâri de Consiliul Local că aprobați plata salariului acelui cadru didactic. Și să vedem ce hotărăște Consiliul de Administrație de Inspectoratul Școlar. Dacă ne lasă și ne scindează, având salariul doar pe noiembrie și decembrie. Anul viitor, intrăm pe bugetul anul viitor. Și dacă puteți, să-l prind acolo. Să-l prind acolo, da.
Și dacă puteți, în bugetul de anul viitor, să luați în considerare, să discutați și... Bugetarea în regulat, 2019. 2019, înseamnă din ianuarie până în august. Doamna directoră, dacă îmi permiteți, vă amintiți când erați anul trecut, adică acum câteva luni, în februarie, da, mi se pare, când a fost discuția. Și spuneați că nu se va întâmpla în școli să ajungă la simultan. Vă amintiți, când v-am întrebat. Nu de simultan era vorba. Deci învățământul este bugetat pe elev. Da. Și atunci, dacă eu am mai mulți elevi, nu este logica să primiți suma mai mare și să fie bugetat învățământul pe elev? Dar când se face bugetul, domnul Petru? Nu, lăsați. Deci, acum depinde, poate un caz aparte, dar nu cred. Mai sunt situații, dar bugetul... Chiar așa s-o dată s-au mărit numărul de elevi? În vacanță au venit mai mulți copii. De exemplu, anul acesta o lume la dată. Deci 14 sau cât se mai... Sunt în total în cele două clase 29 de copii. Păi și atunci nu va ajunge una cu foarte mult. Nu ne-ați la clasa 1, cât la clasa 2? 14 la clasa 1, 15 la clasa 2. După cele care minimul prevăzut de lege e de 12 copii de clasă. Da. Da, eu știu că așa este. Așa mi-am dus și noi toți directorii când s-a propus și s-a aprobat planul de școală. Nu ne-au acceptat cu 12 copii pe clasă. Nu putem să luăm măsuri pentru, acum, ca la școlile care se departe din Bacău. Clar, trebuie duc separat. Adică clasa 1, clasa 1, clasa 2, clasa 2. Dar ce calitate, ce calitate de învățământul nu mai e la simultan. Și noi am spus la fel. Dar ei au încercat să ia toate măsurile posibile ca să ne cadrăm în acel buget în care oricum nu ne cadram. Și au aprobat toate chestiile astea. Am crezut că anul acesta va fi... planul de metodologie de rețea școlară a apărut. Și în decembrie vom relua. Pe anul 2018 nu mi se pare o cheltuială mare, cred că în domnul de zile, dar ce va fi la anul 2019? Dacă mai are cineva, dacă nu supunem la vot. Dar trebuie să un pic, supune la vot. Dar supă ceva, trebuie să fie ceva. Am zis, cine mai este? Pe cineva o supă. Trebuie să dăm o mână de ajutor în care cu copii și cu astea. Dar o sumă de multe salarii reprezintă da, atât. Da, am făcut o estimare în această licitare și am presupus că trebuie să vă solicităm salariul brut. Presupunând prin absurd că vine cineva cu 20 de ani de chimie, dar nu știm cine o să vină, am presupus că pe lună brutul ar fi 500. Pe două luni de zile. 5.000 de lei. 5.000 de lei. Pe două luni de zile ar însemna noiembrie-decembrie 10.000 de lei. Deci dumneavoastră cât ce? Aproximativ. S-ar putea să fie mai puțin. Ne-am pus estimativ. Ideea este alta. Ce am discutat și cu doamna contabilă și cu asta. Noi clar nu putem angaja bugetul de anul viitor pentru că nu avem un buget pe anul viitor. În ceea ce privește finanțarea școlilor, avem acum, am rugat-o pe colega să ne aducă, o valoare destul de mare pe cofinanțările pe care le avem la cele patru investiții în modernizarea școlilor. E adevărat, când vreau modernizarea școlii, dacă nu avem mai mete. Mă rog, oricum, ajungem undeva în total. Întrebarea este și pe Dimitri, dar ce mai face dacă nu sunt colegii toți în clasa? Școala Barat sunt foarte aproape. Am întrebat la inspectorat, am vădit din nou astăzi. Și am dat un copil foarte aproape de Bacău, nu pot pleca foarte ușor. În cele două clase pot să plece... La fel de ușor pleacă și la lucrare. Da. Nu, să știți că am început să nu mai aproape în Bacău. Că nu mai... Ideea este să le accepte inspectoratul școala de muncă, pentru că am înțeles că dumnealor vor un angajament ferm din partea noastră, cum îmi prime pe bugetul anului viitor. Păi poți să angajeam, poți pentru la mai pentru că... Păi, cu asta e o chestie că și ei refuză nejustificat atâta timp cât legea învățământului prevede minim 12 elevi în clasă. Ei refuză în mod nejustificat împărțirea celor două clase, atâta timp cât ai într-o clasă 14 elevi, într-o clasă 15 elevi. Ne pun pe noi în situația în care acum la sfârșitul anului să ne obligăm pentru anul viitor. La fel asta e forțează mâna, dar legal... Îi forțează mâna, pentru că ei n-au interes. Nu, ei știu că legal nu puteți să dați. Asta nu există. Știu că legal nu. Și tocmai din cauza asta pun pe țea roate ca să ne... Asta vreau să vă spun. Deci, numai cu finanțarea din bugetul nostru pentru investițiile pe anul viitor, sunt... odată la reabilitarea școlii Barat 154.242 de lei, reabilitarea școlii Duncan
contribuția noastră 345.871, deci 5 miliarde numai pe reabilitări. Mai avem la cele două grădinițe. Avem buget local 154 la Luntani, buget local la Barat 65.378, deci încă 2 miliarde și ceva. Deci numai pe școli, pe și încă 600 de milioane la an pentru 600, nu? 12 pe 1, pentru că... Noi am spus că renunțăm la orice finanțare care puteți să ne dați privind, nu știu, investiții la mărginei, că am înțeles că s-a adăvărat și la Lucane. Doar ca să putem plăti acel învățător. Bun, și ce să facem de la anul? Adică, în mod diferit, la anul ne vom trezi că în continuare va trebui să angajăm cadrul de profesor? Nu. Nu știu. Să nu creăm un precedent. Deci despre asta e vorba. Da, să creăm precedente și după aia inspectoratul școlar va spune... V-ați creat clasa, să știți. Asta e problema. Și până mai este bătea cu un obiect ca bugetăm elevul și n-avem treabă. Deci câți elevi avem? Păi ne-au cerut acum o grămadă de situații ca să poată constituite acel post standard diferențiat și pe zone de țară, și pe rural, și pe așa. Pentru că acel, noi ne-am întrebat toți la întâlnirea care a fost cu fostul ministru Pop. De ce a fost stabilit 4.000 și nu știu cât și nu 4.700 postul standard pentru rural? De ce? Care a fost logica? Pentru că au stabilit o sumă în care noi oricum nu le puteam încadra cu salarii. Oricum, la sfârșitul anului, noi nu avem bani pentru salarii. Oricum am face. De ce poate au stabilit? Era cum a cerit o grămadă de anexe de completat comparative. Pe anul trecut, câți cadre era didactice, aveam câți copii și pe anul ăsta la început câte cadre ați câți copii. Probabil ca să facă și să ne dea un cost standard real, sperând că vor ține cont și de mărirea de salarii pe care o propun de la 1 ianuarie. Că, bun, îmi dai niște bani, dar îmbărești salarul și îmi spui, încadrează-te, păi nu mai pot să mă încadrez. Eu sper că nu se va crea un precedent și că vom încerca atât cât putem să ne limităm în bugetul nostru nesolicitându-mă pe anul viitor, solicitându-mă pe anul viitor în muncă. E chiar dacă vor solicita un viitor să luăm bani din Consiliul Local, noi vom încerca să o să prindeți un bugetul dumneavoastră pentru noi. Și postul ăsta. Și la care nu voi renunța, că nu cred că mă pot obliga să renunț și să o fac simultan. Ne pleacă copii, nu mă trebuie. Le-am explicat. Da, de asta, sora de la casa de copii, de asta a venit să cât copii aveți? Deci noi avem 6 copii, 3 în clasa 1, 3 în clasa 2. Este imposibil pentru grafic didactic să-și poată desfășura în mod normal ora. Vreau să vă zic că noi trebuie să suplimentăm acasă ceea ce nu se face la școală. Una e ca copilul să lucreze 4 ore cu un cadru didactic și alta e ca timpul să fie dat la jumătate. Și dacă la noi continuă așa situația, noi ne-am gândit chiar să mergem copiii spre oraș. Pentru că am înțeles că structura de la Mărgineni nu mai permite. Pentru că pentru noi este important binele superior al copilului și eu cred că fiecare părinte asta caută și asta urmărește. Și nu vrem să-i luăm, pentru că noi avem 39 de copii în structura de la Barați. Dar trebuie să găsim o soluție prin care să ne gândim la viitorul acestor copii, nu? Nu ne putem juca. Apoi se va crea precedent. Pleacă o câțiva, dar nu vor mai pleca mai mult. Da, noi nu vrem. Noi, vă fi de ocazie, nu, eu sper să nu. Vă fi de ocazie, știind că se va construi grădinița la Barați și aproape se termină, vreau să demarez procedura de a face grădinița cu program de lungime. Da, haideți să o elaborăm. Deci cum grădinița ca să vor amari, se vor amari o pensiune acolo? Oricum nu se va aproba pentru exercițiu bugetar 2018. Da, corect. Și dacă va fi cazul pentru lunile din anul viitor, vom face din nou solicitare. Și convențiune, undeva Consiliul Local nu poate garanta asigurarea bugetară și pentru următorul. Nu, dar nu trebuie că convențiunea este logică inspectorul și... Pentru că noi ne facem ca să fim acoperiți. Mă scuzați, dacă se va face această mențiune, vor spune nu aveți fonduri necesare, îmi pare foarte rău, nu putem să garantați salariul, nu vă alocăm, eu spun gaul. Și clasele vor rămâne. Nicio mențiune. Și că pentru și momentul în care... Deci o facem că se aprobă până în decembrie. Dar o facem de dialog cu inspectoratul școlar pe bischeta asta. Adică să încerci un punct de vedere.
E obligația lor. Am primit punctul de vedere la la școală, spune că o mare agresie dumneavoastră că școala Mărciune ne-a făcut corespondență cu inspectoratul școlar, înregistrată la SJU. Vă comunicăm că ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean din data de 13 septembrie 2018 s-a aprobat modificarea planului de școlarizare sub rezerva încadrării bugetul aprobat pentru 2018. Vă informăm că în conformitate cu prevederile articolului 6 din hotărârea de guvern 72 pe 2013 pe modificările și completările autorizare, autoritățile publice locale pot aloca și sume din bugetele proprii ale acestora pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la articolul 1 din aceeași hotărâre de guvern. Totodată vă comunicăm că aveți în vigoare și să respectați prevederile ordinului 1955. Vă solicităm să ne comunicați în scris pe 2 octombrie 2018, dacă sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus pentru modificarea planului de școală, dar la școala 2018. Și la articolul 1 intru și finanțarea de salarii? Da. Păi spune, deci, spune posibile locale. Păi, dumneavoastră. Aprobăm pentru anul ăsta două luni de zile. Adică până la sfârșitul anului bugetar. Deci plătăm până la sfârșitul anului școlar, da? Bugetar. Calendarist. Așa, oricum salariul pe luna decembrie va fi în ianuarie. În speranța că vom aproba bugetul pe anul 2019 luna ianuarie, Doamna directoare, noi vă mulțumim dumneavoastră că aduceți la cunoștință asemenea probleme care sunt copiii noștri. Într-adevăr, că legea una, ăla, dar trebuie să o rezolvă. Ați fost și în Consiliul de Administrație a școlii, că a cunoscut o problemă. Este, să știți, domnul Cândea e cipat. Dacă mai este domnul Cândea. Doamna. Da, da. Dacă mai suntem la diverse ședințe, dacă forțăm întotdeauna pe ședințele, ședințe forțeală, ședința, hai, ce facem? Stăm 5 minute în plus, nu mai mult. Vă rog frumos, hai să stați în supără. Puneți diversele, dă-i și... Da, nu, asta o vot mântă. Diverse pe mai întâi. Și așa ați fost acolo să îi puiți de tot de fiecare. Deci înainte, nu voi cine, cine forță? Deci, trecem la ordinea de zi. Pe primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare de mare procedurii de licitație publică organizată în legea articului contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe. După cum știți, municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe care suntem, care am fost prinse pe proiectul ISPA de colectare și de transport deșeuri, nu are organizat încă licitația. Pe celelalte comune, localități din județul Bacău, operatorul actual este Romprestul. Anul acesta s-a deschis cea de-a doua celulă de depozitare, care este administrată de SCE Post-Sud. Noi acum avem un act adițional încheiat cu SOMA, până la delegarea serviciului către operatorul care va câștiga licitația, și plătim separat la ecosul depozitarea. Deci suntem așa un fel de scutocămină. Deci plătim și transportul și depozitarea, da? Da. Colectarea și transportul la SOMA și depozitarea la ecosul. La ecosul. Și în final o să fie ofertă, o singură ofertă? O singură ofertă, dar pentru toată lumea. Dar nu se știe. Păi nu se știe, pentru că acum noi trebuie să aprobăm documentele de marele procesului de licitație. Dacă documentele noi n-am ajuns în faza unui faie de sarcini, să zicem, pentru... Cum adică, dacă acolo sunt niște prevederi, cum să nu avem? Undeva și comunele poate să-și impună niște...
anumite aspecte care le frământă. Și la noi, bă, dacă undeva prin operatorul și nu avem mașini de capacitate mică, iar o să meargă prin ulețele care avem nevoie și nu se intre, și acum nu se intre la colectare. Deci undeva comunii cum să aibă cum de spus. Nu mai e municipiu. Bă, bătaie iarăși cu pubere și fac ceva. Sunt povinți așa? Sunt vise, nu. Domnul Chiertănuș, am înțeles că în ianuarie s-a aprobat acest studiu de oportunitate în ședința Consiliului Local. Este hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 25 ianuarie 2018. Tot așa, în baza numai documente, legi care... Acum, în urma publicării documentelor pentru licitație, ANAPU a considerat că trebuie să anumite modificări la studiul de soluție care s-a făcut de către consultant. Bun. Și atunci o să ajungem în, și într-o fază în care suntem de acord cu prevederi care sunt în sarcini înainte de licitația. Eu cred că este un caiet de sarcini în care nu discutăm. Este un caiet de sarcini făcut de niște specialiști care... Dacă o dăm Consiliul Local Bacău... Dar nu Consiliul Local Bacău. Nu, să știți că până acum Consiliul Local Bacău a fost în avantaj cu ceea ce privește colectarea și transportul. Acum va fi și el alături de noi în aceeași grămadă. Dar ați văzut că se preconizează mărirea de tarife pe tonă și chiar foarte mult, cu cel puțin 30%? Nu. La fel este aprobat plan tarifar anul trecut. Și la nivelul municipiului și la nivelul comunei? Municipiile și orașele plătesc oricum mai mult decât comunele, da. Ca tonă. Noi avem pentru anul ăsta, deja la noi, încasăm taxa pe persoană, de 4,07 lei. Păi, și se va duce la 6 la noi și la municipiu se va duce... În 2022. De la 9. Da, nu, la 14. Și este un program de reducere a deșeurilor care se vor... Dacă se va colecta selectiv și din... Realitatea, am înțeles, la nivel și de județ și de localități, nu se știe numărul exact al locuitorilor. Ba da, dar trebuie să știți că noi... Până acum s-au mers prin anumite... E adevărat, nu, vă spun sincer, noi, în acest moment, avem adresă clară și fermă trimisă către AVIS, prin care nu ne-am sfârșit decât 6.100 de persoane. Din total de 163 de agenții economici, nu plătim decât 40 de agenții economici, pentru că toți ceilalți au doar sedii pe raza comunei, adică nu sunt generatoare de gunoi. Dacă am un I, da, care face asigurări, de exemplu. Și asigurările de fapt... E așa vroiau. Ori nu am solicitat în scris. Avem 5 instituții publice, respectiv cele 3 școli, sediul primăriei, bisericii nu sunt instituții publice, n-au decât preoți să-și plătească gunoaie. Pentru că nu se poate. Până acum pe codul fiscal erau scutiți. Acum să-și plătească fiecare. Nu. Avem centru social de la lucrare, sediul primăriei și cele 3 școli. Deci sunt mai mulți factori care o să guverneze tariful final. Este adevărat că e inițial, că ai de sarcini l-au făcut pe rezultatele recensământ. Da, și-l face la 8.000 de locuitori la noi. Nu. 9.000 aveam. 9.000. 600 sau 1.300 aveam. Nu, noi și-am justificat pe codul fiscal, pentru că în codul fiscal scrie foarte clar. Taxele speciale nu pot fi încasate decât de la cei care beneficiază de acest serviciu. Ori, în aceste condiții, noi imaginăm că suntem mai mult de 6.000 de persoane. Deci, cât de simplu pare ca proiect de hotărâri, e destul de complicat la câtea trebuie. Da, dar vă spun, noi în acest moment operăm, adică plătim către AVIS și e costul, doar stați-vă la documentele. Nu mai duci. Pentru că noi atât plătim pentru 6.100 de persoane și 40 de agenții economici. Atât și 5 instituții publice. Dacă se raportează la recensământ, o să fie... Păi nu se raportează la recensământ, pentru că asta este baza de calcul la lor acum. Pentru că noi n-am fost de acord cu ceea ce au scris ei. Iar acum am spus asta, deci ei practic scot la licitație serviciul de colectare și transport deșeuri, pentru că serviciul de depozitare este deja impostul. Se poate câștigă tot suma? Poate câștigă suma, rompesc, dar mai fi, dar mai fi. V-ați spus subiectul că la Sibiu Soma face... Soma Bacău la Sibiu colectare selecționată, diferențiată, e normalistă de la București, de aici. Dar e costul, are ceva cu Năstase? Cu Denis Menon?
Ba da, da. Am citit un articol, vedeți, măcar ăsta, urmează foarte multe și e posibil să se implică cu aparține. E posibil tot așa. Dar sau și e național, mai posibil. Publicit, cu ea. Cine? E el în asta. Ești de acord? Trece la punctul 2. Proiect de hotărâre prin aprobarea de principiu a documentației depus construire, locuințe și înfrăjurile cu una mărgere în Cusiva, cu beneficiari Gheorghe Laurenti Benone și Gheorghe Loredana. Se solicită introducerea în infrastructura în vederea construirii unei locuințe pe strada Scoicinei, în spatele CPD-ului, paralel cu calea ferată. Dacă vreți să vă uitați, plaja este aici. Deci este aproape de calea ferată pe Scoicinei. După ce i-au zis eu? Da, da. Domnul Vasile, cum aștept? Da, am deja avizul de principiu de la Consiliul Județean, așteaptă avizul nostru de principiu, la fel. Până la urmă, acolo va fi o calitate. Da, oricum, începe aici sunt de la depoiect electric acolo, o să mai o să se dezvolte mai bine zona. Mai cu de săracii, cheltuie o sumă de bani, să-și treacă, nu? Da. Dacă nu mai sunt discuții, spunem la trecem la punctul 3. Punctul 3 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind acordarea creditului gratuit și a drepturilor și servitude pentru suprafața de 127 de metri pătrați teren infrastructural în favoarea 10 EMI Grup SRL în vederea alimentării cu energie electrică aeriană a brutăriei EMI Grup Sat Mărgeni, Comuna Mărgeni de Subacto. Această brutărie se face pe strada Liceților, la fel că am ajuns la extinderea deci pe curent electric, noi pe aviator, vezi, pe spatele scalii. Avem jumătate. La nivelul de aici, nu? Da, da, da. Merge cu tine. Da. Acolo noi avem străzi aviator Niculescu, unde facem noi extinderea pentru tot vreo trei străzi. Sunt 4 străzi acolo. Că nu știu de ce, străzile alea curent electric și gaz, numai 3 sferturi dintre ele. Bine, și asfaltul pe la așa s-a dus. Și acolo, iar aici, pe strada Livezilor, fac cei de la EMI Grup, ceea ce e la avantajul și celor care au terenul din zonă, și se vor putea avansa la curent electric. Și mergem sus înspre ideal. Spre ideal, spre capăt. Acolo unde are marcelul de ideal. Nu, până la intersecție, da. Până la intersecție, da, pentru că avem 3 seturi din stradă, este curent electric și colțul dinspre... Ce drumul e asta care vine... Vine și la Potenilor. Halul Potenilor. Deci intersecția cu Halul Potenilor, acolo din strada. Și s-a modificat drumul acolo. Da, da, da. Exact, că și-a făcut asta la practică. Da. Acolo extindere, practic, 3 stâlpi mai cum ca să da. Și ar fi sigur în acolo de asta. Nu, pe colțul, pe finalul străzii nu este. Nici pe Liceților, strada mai jos, nici asta. Nici aviator Niculescu, nici așa. Mai sunt discuții, să punem la urmă. Pe contra, ține... Tot la punctul diverse, mai avem o solicitare din partea Parohiei Catolice din Trebeș, prin care solicită un ajutor pentru construirea unei capele. Unde? Cimitirul. Domnule, nu știu, sănătos ar fi, ca în bugetul 2019, în toți cei care solicită, să tocmească devize, alte măsurători ceva, ca în baza la tendințele alea să fie analizate, pentru că s-ar putea să facă o capelă, s-ar putea să facă o închecere. Are devizia, are tot, dar instalații electrică, jos, fundații, deci asta e. Și nu la finalul anului bugetar, ajutorul. Mai de doamne, de la începutul. Așa s-au nimerit pe Valerica, din primăvară, început de versurile toate, și acum au rost la cap de lege. Deci atunci, dacă îți luați să fie cu tine apartori, mai degrabă, părinte, lăsați o lună, două și... Dar e vorba de timp, acum. Dar știm cum se poate nu știu cum vor fi, fiecare pune cu părerea lui, dar așa ar fi normal. Că așa atunci ar veni și cei de la Lucani, ar veni și alții. Toți ar trebui să ceară. Că nu? Deci și sunt bani acum, dacă faci o rectificare? Acum rectificare n-am. Deci oricum intră pentru bugetul. Așa, eu am un rumbător.
Ce la biserica de la Fărat? Ce la cealaltă? Se face un bugetul? Da. Păi dar ce biserica de la Bărcine n-are nevoie la biserica nouă de bani și ajutor? Păi ce mai stai? Da, ei tot au cerut. Păi au cerut și ei. Se ceară tot și atunci. Bă, haide la toți. În limita posibilității. Da, nu putem să ne numai fie că. Așa e, așa e, atunci. Vă spuneți. E mai greu, mai degrabă să se leagă și ei și dăm la 2-3 biserici anul ăsta, la 2-3 biserici anul viitor, ca să fie decât pe trebuie. La dezbatere, poate invităm și pe dumneavoastră ca preoți aici. Dom'le, urgența numărul 1 are, ăla? Hai să vedem, poate luați unii de la ei. Se va tot acoperi și la biserică. Haideți să vedem în 2020, când avem alegeri locale și atunci imediat. Da, nu ziceam. Cine de-a... În 2020, nu sunt bani să-i dai la totul dat, clar. Deci, eu am un exemplu cu vandalici de două, făcut pentru centrale alea. Făcut 3 demisii. Un demis cu anumită sumă cerea de la cei care candidează, un demis de la primărie și un demis de la niște patroni. Și cei care îi dădeau bani trebuie să îi dea în cont. El lua de la fiecare bani cu demisoră și unul singur era la mână. Răbăreți, așa au fost pe mine. Un exemplu, dar și gândul la lucrurile. Dar, dimensi, vreau să spun și eu ceva. Dom'le, în spatele cimitirului central, cimitirul central, cimitirul la Valeaț, e groapa de bunaia municipiului Bacău. Mi-au venit 100 de cetățeni care stau în jurul cimitirului, mașini era mare, vine și descartă pentru a iei chestii, deșeuri și la foc, pe acolo, în baș, la. Ce putem face? Vă întreb ceva, sunteți consilier la Valeaț? Da. Da. Și ce faceți? Păi nu, nu, eu întreb acum, dacă ați schis obiectul, E mândrii cu asta. Tot pârâul trebuie și la fel plin de mândrii. Așa este. Dar la sfârșit de an am observat să cere un raport de activitate a consilierilor. Da. Da. Ce vreți să spuneți că sunt care n-au făcut nimic, nu? Nu, 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 nu. Nu, dar fiecare o să nu. Dar avem o societate. Atunci, ce poate să facă un consilier acolo? Da. Păi nu, dar ceva cunoștință. Eu, mașina cu numărul putare, de exemplu, tot la fel, din Bărat, cetățeni. V-ați spus la din 20 viitoare nu vine și descarcă acolo fără accept cu prima. Cazul meu concret, l-am întrebat pe el, am întrebat pe Ciprian Bălaț.
Eu am anunțat că s-o duc. Da, până eu, atunci vă sunați pe mine. Vă sunați pe Sava și... Da, nu, alea două mașini. Și eu dat amendă. Nici alea două mașini. Da, unul de la Măgură, unul din Cârciu. Da, și tot și eu de aia. Dar undeva să te vinovați. Și nu știu cât, care, dar mulți. Vorba să iei mai mers și ce spun că nu da voi cineva, nu, dar și merge la Cacea. Mai merge la Cacea. Luați măsuri acolo, la câmpul Chilia, la putea să facem pe la pășușeul de astea. Să facem șanța acolo, dar altă puteți ce o să ajungi cu noi în punct. Dar la fiecare, la fiecare cetățean, le-am urmit cărțele de compostare. Și am pus cine s-a făcut curăturile, că e un culpă de mecanism. Dar e vorba de educație, nu vreau să se vede. Eu zic că nu vreau să se vede. Dar trebuie să se vede. Dar trebuie să se vede. Plata, la cât de ce înseamnă gunoi, dacă nu ar fi la primul tarif, vă spun că punii deșeuri de astea care ar putea fi puse în fund grădini și atrag mai trimis pe cauciuc. Sunt de acord. Dar ce îi fac? Și au scos rugii din la roșii și din la asta și au scos pe roșii ca să duc la Cioma. Câteți mașini de molos și toate vorbim. Da, nu, 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 tot la punctul diverse, l-am chemat pe colegul de la Biroul Agricol, domnul Paul, să vă aducă la cunoștință stadiul întocmirii Amendamentului pastoral, că am înțeles că ședința da, trecută ați întrebat. Acum 3 săptămâni a fost la mine, aici la mine, la primărie, domnul Săulea de la OSPA, da. Domnul director. Ne așteaptă să programăm o zi, să merg cu ei pe toate izvadurile comunale, cu doi muncitori din partea primăriei să săpe glopile unde trebuie să iei probele. Am așteptat până acum, n-am avut timp. Avea fost pe pedologi. Da, au fost alegeri de recesă referendumul ăla. Nu s-a putut, muncitorii erau pe teren. Acum au început cu cadastrul ăsta gratuit. Mai avem timp și să respirăm. Și sper în următoarea săptămână să pot să merg pe teren cu ei. Să pot merge. Pentru, trebuie să merg eu personal. Pentru probe de soară. Probe de soară. Dar pentru descrierea... Dar acum au primit fondurile... Dar descrierea vegetației și spuneați acele piețe de probă care vorbeam din primăvară, le-ați amplasat? Nu. Deci atunci puteți anul ăsta să ducă decât în probele de soară. Ca lucrare la amenajament. Cum a trecut termenul din contract? Deci, dacă la 1 ianuarie 2018, amenajamentul este finalizat. Nu este finalizat, nici nu s-a început. Nu, au primit banii fondurile, au primit fondurile foarte precise. Ei sunt o entitate particulară, dacă ei nu au bani, nu fac bine. Ia-mi prorog de creier. Nu au bani, nu fac probe. Da, e informația lămuritoare. Ce vrei să vă spun de azi? Deci, vreți să atâta mai multe despre ce vorba. Este un cimitir acolo de sute de ani. L-am cumpărat un teren de acolo la un Codeam. Și acum, într-un colț acolo, vreau să facă și părintele, nu de anul ăsta, că început de mult, cu documente, cu chestii, acum au tras curent electric pentru să fie. Dacă se poate da un ajutor să dă, dacă nu... Dacă nu pentru la anul, dar să știm cum încheiem situația. De la anul, mi se pare, nu știu, colegi, la așa sunt de acord pe la anul. Să punem pentru la anul și gata, dar să știm ce vorbim. Da, de acord să dăm. Așa, da. Sunt bani, să dă, dar nu, eu sunt... Dar eu proiectul de viza este tot în multe de aici, toate documentate. Depusă tot la mozare. Păi da, asta se vă duci și la clauze de documentare. Păi da, nu știu. Dacă aveți posibilitate, nu știu. Da, 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 totul e documentar, nu așa. Colegi, colegi. Dar atunci, la ședința următoare, poate nu s-a
pentru banii nici. Și cum mai avea ceva la diversii. Mai am câteva plângeri din sala cetățeni că s-au mărit la biserică, Consiliul Bisericesc, au mărit, au făcut pentru orice lucrare să facem în cimitir, să cere 2 milioane. Asta e ca o lucrare. Ce lucrare? Deci dacă vreau să fac, dacă vreau să fac în rândul ceva cimitir, trebuie să fie la biserică 2 milioane. La biserică, la cimitirul mărcimii. Ce să faci, Dan? Ce anume? Dacă vreau să fac un gărduț în cimitir, trebuie să plătesc cu taxă la biserică cu 2 milioane. Așa cum vii, cimitirul s-a curat în urmă. 10%. Hai, da, hai să spunem. 10%. Poate episcopii scrie ceva. 10% din lucrare. Dar ne-am stabilit. Haideți să ne înțelegem, cimitirul este a consiliul local, este administrarea noastră. Haideți să ne înțelegem. Păi da, și-a apărut o taxă care consiliul local nu știe, eu de asta vreau să spun. Păi undeva la biserică și la lucrare. Nu am știut de asta. Nu am știut de asta. Nu am știut de asta. Niciun cimitir nu are eliberat titlul de proprietate. Nici o parohie nu are eliberat titlul de proprietate. Păi și domnul consiliul bisericesc că a pus taxa asta. Ilegal. Nu e ilegal. S-a pus în urma... Nu se mai îndoa pe moți. Eu vorbesc prin cimitirul mărginie, nu știu cum e la altul. În urma unui decret la episcopie. Dar episcopia nu pică. Uite, am Nu, stați puțin. Sunt parohii care au administrare și cimitire, e adevărat. Dar noi suntem un caz special. Noi n-am eliberat, pentru că parohiile nu au făcut dovada dreptului de proprietate. Adică nu, să ne înțelegem. În marginea, parohiile, decât să-și ia în proprietate de cimitire, le-au preferat să ia teren. Că de fapt, asta e realitatea. Pentru că eu dacă treceam eliberat titlul de proprietate la parohie pentru 3 hectare, cât are cimitirul de la mărgine, îi luam cele 3 hectare din câmp, da? Pentru că nu ne cadra pe balanța terenurilor. Da, și o convenit. Da? Și le-am convenit să ia teren la Radiu decât să le dăm titlul de proprietate pentru cimitire. Deci, în acest moment, cimitirile sunt ale Consiliului Local, ale... În administrarea Consiliului Local. Da? Ce îi mai spuneți? Urât. Iacob, eu. Deci, domnul Dan, sunt donații. Și da, să-ți plătești și așa, nu vreau să fie lămuriți, asta vreau să spun. Nu să mă lămuriți pe mine. Asta care? Asta care? Îi spuneți-le cu orice dani. 200 de lei. Este administratul de cimitir pe care îi numiți acolo. Și ăla trebuie respectat de toate îngrijirile de la ține ca să fie... Cimitirul lor. Da. Și ăla ca o doamnă zic de tare spus, această taxă nu se poate pune. Da, depinde de cimitir. Deci pe cimitirul vechi, nu există, ce au ei pe cimitirul nou. Acum nu știu ce acte de proprietate are parohia. Dar de prin pătut. Deci, teamă, pentru ședința viitoare